Bună seara și bine ați venit la această întâlnire a noastră specială cu ocazia celei mai iubite promoții de la doTERRA, și anume BOGO. Bună seara, vă spun și eu, și mi le-am aranjat aici pe toate, dar acum vreau să vi le arăt așa rapid. Atâtea uleiuri puteți să primiți la prețul la doar 5 dintre ele. Și o să discutăm în seara asta despre ofertele astea, pentru că, așa cum spunem de fiecare dată, dar avem membri noi în echipă, pentru că ofertele astea BOGO se petrec de 2-3 ori pe an și niciodată nu știm exact când. Aproximativ, dar nu știm niciodată când, și cumva asta este și partea frumoasă, una dintre acele părți prin care la doTERRA simți mereu când îți vine pachetul acasă sau când vine câte o ofertă sau promoție din asta la care nu te așteptai, te simți ca atunci când vine Moș Crăciun. Și cred că tuturor ne place, și dacă încă nu mai suntem poate la vârsta aia să fim așa surprinși de Moș Crăciun, are grijă doTERRA să ne surprindă la modul acesta, și ăsta e un sentiment care cred că a rămas așa în sufletele tuturor. Oferta BOGO, promoția BOGO, este o promoție, acronimul BOGO este acronimul de la Buy One, Get One Free. Și asta înseamnă că cumperi un ulei în această ofertă, un ulei pe care doTERRA l-a determinat. Un ulei pe care îl plătești și mai primești un alt ulei, tot desemnat de către doTERRA, care e perechea din acea ofertă. Acum, și pe care îl primești gratuit, da? Și în general este cu un preț apropiat de produsul pe care îl plătești. Altfel spus, este un mod extrem, extrem de convenabil prin care să achiziționăm uleiurile esențiale doTERRA. Da. Vă dați seama cât de entuziasmați suntem, că acum îmi dau seama că nici măcar nu ne-am prezentat și nici măcar nu v-am întrebat dacă ne auziți și ne vedeți. Puneți-ne un încet dacă ne auziți și ne vedeți pe live-ul de pe grup, și de asemenea între timp să ne și prezentăm, odată să văd că se aude și se vede. De văzut sigur ne vedeți, că mă văd și eu pe telefon, dar ar fi foarte drăguț dacă ne-ați și auzi. Eu sunt Simona. Și eu sunt Dan. Și dacă are cineva ceva împotrivă, o să ne scrieți pe chat. Bun, se aude, e în regulă. Sunt Simona Dărăbant și Dan Oros. Și dacă sunteți în acest grup, e pentru că noi împreună cu membrii echipei noastre am creat acest grup și sunteți bineveniți în echipa noastră, Spanda, în grupul nostru Natura într-o picătură. Și urmărim să creăm o echipă cât mai frumoasă, mai sănătoasă, mai armonioasă, fericită, prosperă și liberă, ca să cităm... Sănătoși, fericiți, prosperi și liberi. Da, dar... După cum ziceam, suntem atât de entuziasmați de promoția asta BOGO, cum de altfel toată lumea din doTERRA care a trecut vreodată printr-un BOGO este entuziasmată, încât mie mi-a ieșit total din cap faptul că ar fi drăguț să mă prezint pentru cei care nu ne cunosc. Bun, acum că am făcut introducerile și ne cunoaștem, da? Cei care știți deja despre ce este BOGO și ați beneficiat măcar de un BOGO și sunteți entuziasmați de promoția BOGO, lăsați-mi un 7 în chat. Asta așa ca să vedem până ne mai adunăm aici pe live, să vedem despre ce e vorba, să vedem care este entuziasmul legat de ofertele BOGO în general, de această promoție extraordinară. Și o să vă și prezentăm de fapt ce înseamnă BOGO și de ce BOGO ca promoție este, aș putea să zic, cea mai iubită dintre promoții. E cea mai iubită, categoric. Aș putea. Să dar încep... nu e singura promoție extraordinară de la doTERRA, dar categoric are un farmec aparte și lumea doTERRA adoră această promoție. Și și noi o adorăm și în mod sigur, vom urmări să beneficiem la maximum de ceea ce doTERRA ne pune la dispoziție cu atâta generozitate. Așadar, dacă toți suntem entuziasmați și noi și voi, aduceți-vă prietenii aici în live, dați-le un tag, chemați-i, tăguiți-vă toți oamenii din echipă, tăguiți-vă prietenii pe care i-ați invitat în grup să vină să vadă despre ce este vorba, pentru că este acel moment din an, acea șansă în care, timp de câteva zile, în limita stocurilor, puteți să cumpărați un ulei și să primiți încă un ulei cadou în ofertele prezentate și puse la dispoziție de către doTERRA. Și revin la ideea,
cu BOGO, acronimul Buy One Get One Free, și faptul că se desfășoară pe parcursul la 6 zile, bine zic, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 zile. 7 zile. De obicei erau 6, da? Deci pe parcursul a 7 zile. Da, e februarie, nu mi-e la calcule. Din 23 până în 29 februarie, 7 zile, dar atenție, în limita stocurilor. Pentru cei care ați mai participat la astfel de promoții, știți că stocurile nu musai rezistă până la sfârșit. Și asta mai ales la unele oferte și chiar o să vă punctăm care credem noi. Bineînțeles, asta e ca la casele de pariuri. Nu suntem deloc fani, dar din experiență știm că pentru anumite produse există un interes mai mare decât pentru altele. Chiar dacă există interes pentru toate, dar unele ies așa în evidență și avem între promoțiile, între ofertele BOGO, cel puțin una care clar nu va supraviețui prea mult. Și tocmai de aceea... Eu cred că două sau trei. Eu am zis cel puțin una. Acum, depinde de stocul lor. Să nu vă... sunt convinsă că unii dintre voi vă întrebați de ce, dacă fac această promoție timp de 7 zile, nu avem acces la oferte timp de 7 zile. Pentru că există clar stabilite niște stocuri care sunt pentru această promoție. Ei nu au cum să determine, la fel cum nici noi nu putem. Noi ne dăm doar cu părerea și facem niște estimări care promoții vor fi cele mai iubite. Dar de fiecare dată, absolut de fiecare dată, au fost luați prin surprindere. Și au zis, oricât au pregătit ca stoc, s-a petrecut că s-a terminat oferta înainte de încheierea perioadei de bombă. Și asta nu pentru că ei nu s-ar pregăti corespunzător, ci pentru că interesul pentru uleiurile esențiale în Europa este, și în particular în România, este unul absolut extraordinar. De altfel, la promoția BOGO, România este lider detașat la nivel european. Da? Știți ce înseamnă orice lider BOGO, detașat? Orice BOGO din Europa a avut pe locul întâi România. Pe locul 2, Germania. Gândiți-vă așa, imaginați-vă piața Europei ca o plăcintă, din care fiecare și-a... Cam 25% din, este România. Da? La BOGO, 25% din vânzările de BOGO se petrec în România. Ce ne spune asta? Ne spune că BOGO este foarte iubit în România. Și știm de ce. Noi românii suntem obișnuiți cu de-astea, cu... orice se dă la ofertă și e prețios și așa vrem să primim. Dar aici chiar e ceva special, nu-i doar așa o altă ofertă cum există. Ia uite că deja se fac estimări aici pe chat, dar chiar vreau, cei care sunteți mai versați și cunoașteți aceste uleiuri, chiar vreau să-mi lăsați, hai să facem niște estimări aici împreună, în timp ce vă prezentăm ofertele, lăsați-ne estimările voastre legate de care ofertă este, ar fi care, cea credeți. Mai, care credeți că ar fi oferta cea mai cerută dintre, da, le-ați văzut acolo, le-am postat ieri. Care credeți că este cea mai cerută ofertă? Sunt foarte curioasă voi cum simțiți și să vedem după aceea pe parcursul desfășurării BOGO-ului cum se va petrece. Asta ne însemnând că musai o să se termine stocul. Noi ne dorim să nu se termine stocul până în ultima zi. Vă dați seama că vrem nimeni să nu rămână frustrat. S-a petrecut de mai multe ori. Fie că nu și-au luat până în ultima zi sau până în penultima zi, că au zis lasă că mă gândesc eu până atunci. Au tot amânat. Și au rămas fără. Și tocmai de aceea, recomandarea noastră, deci din tot sufletul, da, vă recomandăm, dacă sunt oferte pe care doriți să le achiziționați, da, ați văzut, am postat și pe grup, acum o să le vedeți prezentate în detaliu, și dacă sunt oferte pe care simțiți că vreți să le achiziționați, achiziționați-le mâine, la prima oră. Nu așteptați, lasă că pot și săptămâna viitoare și așa mai departe, pentru că riscați să pățiți ce au pățit mulți alții, și anume că stocul s-a epuizat și n-au mai putut să-și achiziționeze oferta respectivă. Așa că, repet, fiecare face ce dorește. Da? Noi nu vrem în niciun fel să vă convingem să faceți altceva decât simțiți voi. Dar dacă totuși sunteți deciși că anumite oferte le doriți, de ce să nu le luați în prima zi, când e sigur că le prindeți? Da?
Și după aia mai jucați așa, doar la, da, vedeți, vecinii, prietenii, vă gândiți ce faceți cadou în continuare, dar da, profitați de oferte, pentru că pe parcursul acestor zile, 7 zile, din 23 până în 29 februarie, începând de la ora 1 dimineața, ora România, am înțeles, dacă mai o naștea musa în noaptea asta până la ora 1, eu personal nu știu ce să vă zic, dar dimineața la prima oră, la 7, m-aș băga să iau. În această perioadă, în limita stocurilor disponibile la fiecare ofertă, vom avea acces la 5 oferte BOGO. Și o să-l rog pe Dan să ni le și aducă pe ecran. Ba mai mult, vom avea acces la cele 5 oferte și separat, în limita maximum 5 din fiecare ofertă pe contul personal, dar vom avea acces și la BOGO Bundle, ceea ce vedeți acum în imagine. Vedeți? Nu vedeți încă. Stai o secundă. Stați că vedeți imediat. Da? Fie că dacă vrem toate 5 ofertele, nu mai trebuie să scriem efectiv fiecare produs în coș, să-l punem în coș, ci efectiv vom scrie Bundle sau BOGO. Bundle sau BOGO. Da? Și o să ne apară acolo BOGO Bundle, BOGO Bundle, care cuprinde toate cele 5 ofertele și în plus cuprinde un cadou, o gentuță, aceea pe care o vedeți deja în imagine acolo în dreapta, o gentuță de uleiuri foarte drăguță, și aceea vine cadou doar la acest BOGO Bundle. Și dacă tot avem uleiurile în față și oricum deja le-ați văzut pe grup postate, ofertele, cele 5 oferte sunt oferta numărul 1, Rose cu geranium. La BOGO întotdeauna, mai ales pentru cei noi, necunoscători, sunt atât de plină de entuziasm încât sar de la o idee la alta, dar pentru cei noi, necunoscători, BOGO se desfășoară la modul următor. Îți pui în coș produsul de cumpărat, noi întotdeauna o să prezentăm așa și în poze apare, cumperi asta și primești și asta. Și atunci tu în coș nu trebuie decât să spui produsul de cumpărat, respectiv vrei oferta de la stânga la dreapta, cum le vedeți, oferta 1, 3 și 4 și atunci vei pune în coș produsul din stânga, Rose, Helichrysum și mușețel roman, da? Adică tu pui în coș Rose și automat coșul se va updata cu produsul cadou și îți va apărea și geranium la pasul următor. Același lucru și pentru Helichrysum, tu ai pus Helichrysum și la pasul chiar înainte de plată o să-ți apară și produsele cadou la fiecare ofertă. Iar pentru cei care aveți cont creat cel târziu luna trecută, da? Categoric recomandarea este să plasați aceste comenzi BOGO pe programul de loialitate, LRP, pentru că atunci veți primi și puncte de loialitate. Dacă tot ai spus asta, hai să și menționăm că aceste produse se pot cumpăra și de către cei care încă nu au cont de membru, pur și simplu îi ajuta să-și creeze cont de membru. Și este un moment extraordinar și o promoție extraordinară cu care ei pot să-și creeze cont de membru, pentru că plătesc 5 uleiuri și primesc 10 de banii aceia plătiți. Dacă iau tot BOGO Bundle, oricum deja au 247 de puncte, deci nu mai plătesc. La comandă de minim 150 de puncte la înscriere, nu se mai plătește taxa de înscriere. Dacă nu cumulează 150 de puncte comanda lor, plătesc taxa de 23,75 pun în cost euro, da? Pun în coș produsele dorite și la sfârșit se mai adaugă transportul. Dar merită de fiecare dată să-i ajutați să ajungă la o comandă de cel puțin 150 de puncte și cu astfel de oferte aveți toate motivele. Pe lângă asta, se poate pune în coș atât pentru cei care își creează cont de membru, cât și pentru cei care deja aveți cont de membru, orice combinație, deci nu doar ofertele BOGO. Îți pui care oferte vrei, în ce cantități vrei, maxim 5 din fiecare ofertă, da? Și pe cont, da? Deci nu poți. Și dacă ți-ai luat acum 3 și îți dai seama peste 3 zile că mai vrei încă 3, nu mai poți încă 3, mai poți doar 2 din aceeași ofertă, da? Deci în total 5 în acest BOGO din maxim 5 din fiecare ofertă, dar ai voie și maxim 5 din BOGO Bundle, deci se adună. Și dacă ai și prieteni și așa la care te gândești, nu prea ai cum să nu le nimere și să nu ți ajungă. Plus că, repet, ai prieteni care nu au cont de membru, ajută-i să-și creeze ei cont de membru și în felul acesta poți să beneficieze de ofertă. Iar cei care aveți cont, așa cum zicea și Dan, musai comanda suplasați pe LRP, pe programul de recompensare a loialității, pentru a avea continuitate la program sau pentru a vă începe programul și pentru a primi puncte recompensă, pentru că la acest program
programul este un program care îi recompensează pe clienții fideli, astfel încât clientul care își pune lună de lună comenzi primește crescător puncte recompensă. În primele 3 luni de comenzi de minim 50 de puncte 10%, apoi 15%. Gândiți-vă dacă asta este prima voastră lună de LRP, e prima lună cu 10%. Luna următoare o să fie a doua, cealaltă a treia, apoi urcați la 15% puncte recompensă. Deci aveți toate motivele să vă puneți comanda pe LRP dacă sunteți deja membri TOTERA. Dacă printre cei care participați acum live sau cei care veți viziona înregistrarea sunt persoane care nu au încă un cont de membru și doresc să-și creeze cont de membru, să lăsați în chat mesajul vreau cont, da? Și atunci o să fiți contactați de un administrator al grupului care o să vă direcționeze către persoana care v-a invitat în grup și, bineînțeles, o să fiți ajutați în acest proces. Bun. Și haideți să vedem și care sunt ofertele, să le luăm așa, nu de la stânga la dreapta, ci efectiv o să le dăm și una. Oferta numărul 1 este, și o să o vedem acum, oferta numărul 1 la BOGO spune așa, cumperi Rose Touch, eu deja mi le-am amestecat aici, da? Cumperi Rose Touch, uleiul prețios al iubirii divine, în varianta Touch, adică gata de aplicat. Și mai accesibil financiar, da? Cei care nu știți, uleiul de trandafir este cel mai prețios, dar în același timp și scump, ulei de la doTERRA și în general de pe piață, adică nu vă gândiți la uleiul de trandafir pe care vedeți la plafar cu 40 de lei sticluța, că le n-are trandafir în el. Sticluța de rose de 5 ml nediluat la doTERRA costă 326 de euro, ceva de genul, 5 ml, pentru că are 12.000 de bulbi de trandafir sunt necesari pentru a obține o sticluță de 5 ml. În varianta aceasta touch, acel ulei care e foarte puternic la sticluța de 5 ml este diluat cu ulei de cocos. În niște, da, este o diluție bine gândită de către cei de la doTERRA și studiată, astfel încât are toate proprietățile, poate fi aplicat direct pe piele, pe ten, dar o să aflăm mai multe despre asta de la persoana care o să ni-l prezinte. Și vine cu toate beneficiile, în același timp având toate proprietățile benefice și fiind foarte potent. Deci, cumperi Rose și primești geranium. Plătești 83,5 euro și primești produse în valoare de 135,25. Trecem doar prin ele, v-am dat un exemplu la prima, da? Trecem. Următoarea ofertă este BOGO, oferta numărul 2. Cumperi Helichrysum Touch și primești Magnolia Touch. Oferta BOGO numărul 3. Cumperi Mușețel Roman și primești la 5 ml și primești Northern Escape, blendul Northern Escape la 15 ml. Oferta numărul 4, cumperi Abode la 15 ml și primești Purify la 15 ml. Și oferta numărul 5, cumperi Citrus Spring, un alt blend în ediție limitată, adică nu este un ulei pe care să-l găsești în shop, și primești Motivate Touch la 10 ml. Acestea sunt cele 5 oferte și avem în această seară invitatele tot noi. Și BOGO Bundle-ul, evident, în care pur și simplu, vă ziceam, scrii acolo când cauți produsul pe care să-l pui în coș, scrii BOGO și o să-ți apară BOGO Bundle și-l adaugi la coș. Asta înseamnă că ți se pun toate cele 5 oferte, cele 10 uleiuri, plus poșetuța din imagine, foarte utile pentru a transporta uleiurile oriunde mergi. E o ofertă extraordinară, o să discutăm despre ea la sfârșit. Avem alături de noi, ziceam, invitați membrii echipei noastre, care sunt și educatorii Diamond Club, printre ei. În consecință, o să discutăm puțin la sfârșit și despre asta, pentru că începem luna viitoare și Diamond Club. Începem cu oferta numărul 1 și o invităm alături de noi pe Ramona Andreescu. Dacă îți deschizi camera și microfonul să te și auzim și vedem. Mă auziți? Te vedeți? Auzim, dar nu te vedem. Ba da, e ok. Da? Te vedem. Te vedem, te auzim și ai șansa extraordinară și onoarea, zic eu, să vorbești chiar despre regina uleiurilor. Da, bună seara, mulțumesc frumos, despre regina uleiurilor și despre promoția care o să termine prima, nu? Da, la, se pare la că BOGO, și noi conform, și ceilalți așa au estimat. Sondajelor de pe Facebook.
Înainte să vă vorbesc despre această minunată pereche, vroiam să le aduc aminte celor care s-au înscris luna trecută că beneficiază și de promoția 100-100-100, da? Exact. Cei care s-au înscris cu o comandă de înrolare de minim 100 de puncte luna trecută și plasează pe programul LRP luna aceasta o comandă de minim 100 de puncte, primesc luna viitoare cadou de la Doterra 100 de puncte valorice, asta înseamnă 100 de euro, contravaloarea 100 de euro să poată să-și ia produse minunate. Da? Deci încă un motiv în plus pentru cei proaspăt înscriși să-și placeze o comandă, da? la Bogo. Ce vreau să vă mai spun, apropo de entuziasm, că și eu sunt așa de entuziasmată și mai ales că am de prezentat oferta asta grozavă, că eu când m-am înscris în 2019, m-am înscris în iulie, tot o lună de Bogo și după comanda de înscriere mi-am luat și toate ofertele de la Bogo, eram așa de încântată, cum adică să plătești un ulei și să primești unul gratuit? Wow, extraordinar! Bun, minunată ofertă, plătești Rose și primești cadou geranium. Prima oară când am văzut această pereche la Bogo, m-am gândit imediat la Symphony of the Cells și la protocolul de iertare din Symphony of the Cells, pentru că primii doi pași de acolo sunt aceștia, primul pas trandafir aplicat pe proiecția inimii și apoi pasul 2 geranium aplicat pe proiecția ficatului. Și nu e așa, cine nu are nevoie de iertare? Cu toții avem nevoie să iertăm, să iertăm și pe ceilalți, dar mai ales să ne iertăm și pe noi. Și e dificil, câteodată e cel mai dificil să facem acest lucru, să ne iertăm pe noi, nu? Că n-am fost suficient de bun sau de grozav, de frumos, mai știu eu ce ne trece prin cap. Uleiul de trandafir și uleiul de geranium ne ajută, ne ajută foarte mult să putem să iertăm, să ne iertăm și pe noi, să iertăm și pe ceilalți ca să putem să ne putem reveni, da, și să ne vindecăm practic. Uleiul de trandafir, da, v-a spus Simona că în sticluța asta așa mică de 5 ml intră 12.000 de inflorescențe de trandafir, vă dați seama ce prețios este. Vine la Bogo acum în varianta aceasta touch, da, diluat cu biluță, putem să-l aplicăm foarte ușor topic pe punctele de puls sau acolo unde avem nevoie. Da? Ca și un alt fapt interesant, aș putea să vă mai spun că uleiul de trandafir are cea mai înaltă vibrație electromagnetică dintre toate uleiurile. Nu știu dacă știți, dar atunci când ne îmbolnăvim, corpul nostru are o vibrație foarte joasă și uleiul de trandafir ne ajută să ne ridicăm această vibrație și să ne vindecăm, practic, da? Și inima, dar și corpul. Proprietățile emoționale ale uleiului de trandafir sunt extraordinare. Este un ulei care ne ajută să ni se deschidă inima, da? Să simțim dragostea în interiorul sufletului și să ajungem să simțim generozitate și compasiune, da? Atât față de ceilalți, cum spuneam, dar și foarte important față de propria noastră persoană. Este un foarte bun antidepresiv uleiul de trandafir și ne ajută să ne creștem atunci când îl folosim stima de sine, încrederea, speranța, da? Și luptă foarte eficient împotriva depresiei și ameliorează anxietatea, probleme cu care am observat se confruntă din ce în ce mai mulți oameni în ultimul timp. Rose-ul trezește gânduri pozitive, da, ne orientează către spiritualitate și trezește noi sentimente de bucurie, fericire și speranță. Acestea sunt minunatele proprietăți emoționale, dar rose-ul are și proprietăți pe partea corpului fizic. Este un foarte bun antiinflamator. Nu știu dacă știți, dar poate calma un pacient cu febră mare, da? Prin sedarea inflamației provocate de febră. Și aici pot să vă povestesc o experiență proprie, cum i-am ținut fiicei mele care avea febră, dar era noapte și dormea, până să mă duc eu să-mi iau uleiurile, să o uleie, să-i fac un masaj, a dormit și aveam pe noptier acest rose touch, da? Uleiul diluat de trandafir. Și efectiv
l-am ținut la nas, da, ea fiind adormită. Și știți cum e când ai febră, ai respirația aceea superficială, da, precipitată și roșață în obraj. Ei bine, nu știu dacă mă credeți, dar doar ținându-i la nas și ea inspirând acest ulei în adormită fiind, vedeam efectiv cum îi se liniștește respirația, cum îi revine culoarea naturală și normală în obraj și efectiv i-a scăzut febra și asta s-a întâmplat în decurs de câteva minute. Deci a fost pentru mine o experiență așa wow și încă o dovadă că uleiurile astea nu încetează să ne uimească cu puterea lor. Bun, de asemenea, spunea și Simona, uleiul de trandafir are proprietăți benefice și pentru piele, da? Ne ajută și pe noi, doamnele, dacă îl aplicăm așa în zonele astea mai sensibile, da? Să spunem, ne ajută cu diminuarea ridurilor sau a vinișoarelor acelea care mai apar câteodată pe față sau a roșelii, da? Este un foarte bun antispasmodic, ameliorează spasmele, atât în ceea ce privește sistemul respirator, dar și acele tulburări la nivel intestinal, da? Sau alte spasme musculare de la nivelul membrelor. Este și un foarte bun antiviral, da? Și un antiseptic, de asta e bun pentru piele și atunci când apar diverse imperfecțiuni, de acele mici coșulețe și bubițe de pe față. Iată, rezolvăm și ridurile și acele probleme care apar câteodată. Și nu în ultimul rând este un afrodisiac, da? Probabil nici nu mai trebuie să explicăm această proprietate, nu-i așa? Trandafirii sunt totdeauna prezenți atunci când vine vorba de dragoste, da? Fie că îi dăruim, fie că îi primim. Mirosul uleiului stimulează libidoul și invocă sentimentele romantice, da? Minunat uleiul de trandafir și ne bucurăm tare mult că l-avem la Bogo și ne bucurăm tare mult că vine împreună cu geranium, da? Geranium sau mușcata, care este un ulei extrem de versatil, este și el uleiul dragostei și al încrederii, da? Și pentru că vorbeam mai devreme de Symphony of the Cells, cei care nu știți despre ce vorba, este vorba de o broșură a lui Boyd Truman cu o succesiune de protocoale pe diverse afecțiuni fizice sau emoționale. Puteți căuta informații pe grupul Natura Antropicătură, da? După Symphony of the Cells sau Simfonia Celulelor și găsiți acolo foarte multe articole. Ei bine, geranium este atât de versatil încât îl găsim în numai puțin de 4 protocoale din această broșură. Și primul, bineînțeles, vă spuneam, este cel de iertare, da? Ca și rozul, geranium vindecă inima și favorizează încrederea, insuflă dragoste necondiționată. Unde se aplică el în cadrul protocolului de iertare? Pe proiecția ficatului. Da? Acolo îl aplicăm, de preferință diluat, pentru că poate provoca sensibilitate, da? Iritație ușoară pe pielea sensibilă. Și de ce pe ficat? Pentru că acolo este sediul furiei ca și emoție negativă în ficat, da? Și atunci e nevoie să ne eliberăm de acea furie și din nou să iertăm, da? Iertarea este un act egoist, nu uitați, iertăm pentru noi ca să ne vindecăm sufletul și să putem merge mai departe, da? Fiind un bun detoxifiant, ne oferă sprijin și în afecțiunile hepatice, biliare și pancreatice, da? Nu degeaba l-am aplicat mai devreme în Symphony of the Cells, iertare pe ficat, da? Și pe sistemul renal, toate aceste organe care contribuie la sistemul de detoxifiere, scuze, din corpul nostru, da? Cum îl folosim? Fie aplicat pe zonele în cauză, fie îngerat în capsulă vegetală. De asemenea, îl regăsim în Symphony of the Cells, protocolul digestiv. Da, datorită proprietăților acestea detoxifiante, dar și a faptului că este un bun diuretic și un bun vermifug, da? Și cel de-al patrulea protocol în care îl regăsim este cel
cel maxim, dar și cel solar, da? Văd aici că mi-am notat eu, deci iată ce ulei extraordinar de versatil, pentru că oferă și protecție celulară, da? Este un ulei nemaipomenit, geraniumul, și pentru reglare hormonală, pentru echilibrare emoțională, da? Ne ajută atunci când avem acele probleme cu sindromul premenstrual, da, zilele acelea în care nu ne simțim chiar cum am vrea noi, și din nou pentru libido scăzut. Deci, vedeți, se combină foarte bine cu rose-ul. Are și el proprietăți antidepresive și este un bun sedativ. Îl mai putem folosi cu mare succes atunci când vine vorba de răni, de tăieturi, pentru că are capacitatea de a opri sângerarea, dar are și efect antiseptic, da? Și antiinfecțios și de regenerare, deci foarte bun pentru mămici, să-l puneți în acele rolonuri de tip au buba, da? Pentru copilași, iată, îi ajută să se oprească și sângerarea și vindecă foarte frumos rana și fără infecții. Da, de asemenea, ajută la scăderea colesterolului, oferă suport cardiovascular, este un bun antiinflamator și are efect calmant. Ca și proprietăți pozitive, ne ajută să ne vindecăm emoțional, da? Să fim empatici, să avem încredere în noi și în ceilalți și din nou să iertăm. Da? Mușcata reface încrederea în bunătatea născută a celorlalți, mai ales pentru cei care au trecut prin perioade dificile și care și-au pierdut această capacitate de a avea încredere în cei de lângă ei și din jurul lor. Deci, cu toată inima vă recomand această promoție. Și da, cum spunea și Simona, repede, repede, mâine, pentru că nu știm cât o să dureze. Mulțumim, Ramona, Doamne, cât de frumos ai vorbit Cu despre mare aceste drag, cu două mare drag. uleiuri. Entuziasmul e mare. S-a potrivit așa și pe sufletul tău și chiar cred că sunteți în asentimentul meu când zic că așa, chiar din inimă, ai vorbit despre uleiurile iubirii și al iertării. Cred că acum înțelegeți cu toții de ce marea majoritate de aici și-au dat cu părerea că aceasta va fi oferta care este cel mai în pericol să se termine prima și chiar să facem sold out la ea. Pentru că sunt două uleiuri cu proprietăți absolut extraordinare și din tot ce ne-a prezentat Ramona și din toate informațiile de pe slide-uri, să fiți atenți cumva și la ce se prezintă și la ce... Acum, informațiile de pe slide-uri o să vi le mai punem la dispoziție, pentru că sunt diferite, adică sunt complementare aceste informații. Deci, oferta numărul 1 pe care ne-a prezentat-o atât de frumos Ramona Andreescu. Super. Și mulțumim, cuprinde Rose Touch, da? Deci cumperi Rose Touch și vei primi cadou geranium la 15 ml, plătești 83,5 euro la preț de membru, rețineți că acesta este prețul de membru, și primești produse de 135,25 euro. Și puneți un chat, un 3. Cei care după această prezentare sunteți deciși că o să vă achiziționați această ofertă la Un 3 ai zis? un 3. Poți să pun mai mulți? Da, Am pus bineînțeles. mai mulți de 5. 3. 5 ai voi acum. Da, este o ofertă extraordinară, cum de altfel toate ofertele BOGO, ce nu am menționat, pentru că v-am zis, sunt atât de entuziasmată încât m-am dus pe toate cărările arăturilor, v-am dus în toate direcțiile. Bine că a venit Ramona și a fost foarte structurată în prezentare și apreciez asta foarte mult. Ofertele BOGO, dincolo de faptul că primești un ulei cadou, deci cumperi unul și mai primești unul cadou, valoarea, da, discountului, dacă vreți, este undeva între 30 și 60 la 35-50%, da? Deci practic tu poți ajunge să plătești un ulei și să mai primești încă unul de același preț sau să ai măcar un discount de 30-40% la toată oferta, ceea ce este absolut extraordinar. Și o să vedeți la fiecare ulei, pentru că menționăm prețurile la fiecare. Dar dacă vreți, ăsta este primul motiv, lucrul pe care îl știe toată lumea despre BOGO, faptul că cumperi un ulei și mai primești încă unul cadou și că discountul la ofertă este între 30 și 60%. Și deja nici măcar nu ne mai interesează ce este la BOGO. Când auzim că este BOGO, abia așteptăm să vedem ce oferte sunt și să vedem cum ni le luăm.
Bun, mergem mai departe și pentru oferta numărul 2 o invităm alături de noi pe Inga să ne vorbească despre Helichrysum Touch și Magnolia Touch, o ofertă din nou extraordinară. O văd deja pe Inga, o și auzim? M-au auzit? Bună seara! Te auzim, bună seara, Inga! Păi. Ia să vedem ce beneficii ne aduc aceste două uleiuri. Deja până acum mie toate mi-au plăcut, hai să le vedem. Eu îndrăznesc să spun că eu votez cu Helichrysum și Magnolia. Tu votezi că aia o să fie cea care se termină. Da, da. Și da. Eu o pun, să știi că și eu o pun acolo. Nu știu să zic care, pe ce loc va fi, dar da, o să ne dăm și noi. O să facem și noi statistica noastră la sfârșit. Te rog. Oricum va fi cu siguranță printre primele. Din motive și cunoscute și mai puțin cunoscute. Eu chiar cred că Helichrysumul, de exemplu, pe care îl cumpărăm și Magnolia o primim cadou, este unul dintre uleiurile care este poate mai puțin cunoscut, poate mai puțin utilizat. Sperăm că după acest bogom, dotarea niciodată nu aduce întâmplător în atenție câte un ulei și câte o pereche de ulei în cazul bogo. Vrea să ne transmită, vrea să pună reflectoarele pe el și vrea să ne arate și să ne bucurăm cu toții de toate beneficiile. Helichrysumul este primul din această ofertă Boco. Helichrysumul este un ulei despre care eu mai târziu, după ce am început să-l utilizez, am aflat că îi se spune uleiul transcenderii durerii și asta explică multe. Vorbim atât despre durere emoțională cât și despre durere fizică, dar dacă ne referim pe plan emoțional, atunci întotdeauna în sufletul nostru există o traumă. Poate a existat chiar și un șoc emoțional profund, care chiar dacă timpul a trecut și s-a așezat cumva așa un pic de praful uitării, ca să zic așa, peste evenimentul respectiv, există totuși anumiti factori declanșatori care ne fac să ne simțim de parcă nici nu a trecut acel timp și durerea este la fel de acută. Și este, ne afectează la fel de mult. Și atunci vine acest Helichrysum cu puterea lui solară, cu o căldură și cu un miros blând. Și așa, eu îl asemuiesc cu iarba care a stat în soare toată ziua și a acumulat toată căldura și toată lumina solară și spre seară emană așa mirosul acela de căldură și de soare care a fost peste zi. Asta înseamnă pentru mine Helichrysumul. Fiind un ulei care se află în strânsă legătură cu lumină solară, de fapt are și eticheta galbenă, dar cred că și mirosul pot să spun că este galben. Mie îmi place foarte mult să-l aplic pe plexul solar, din mai multe puncte de vedere, dar dă așa instant o stare de o bucurie, dar nu din aceea efervescentă, zglobie, cum ar veni, de vine să topă. Nu, este o bucurie cu echilibru, o bucurie care îți insuflă o stare de pace, o stare de încredere în lume, o viață, o dorință de a trăi ziua de azi, de a trăi și ziua de mâine, de a cunoaște oamenii, de a intra în legătură cu ei. Cred eu că este, aș putea să numesc, o bucurie stabilă, așa, plană cumva, care unește, care inspiră spre a crea relații echilibrate cu cei din jurul nostru. Din cauza asta, și nu numai, este un ulei extraordinar de prețios, dar nu numai durerea fizică, durerea emoțională, pardon, ne ajută să o depășim, ci și durerea fizică. Și mie îmi place, că, cum a menționat și Ramona, să, atunci când cunosc un ulei, să mă uit prima dată dacă este conținut în un protocol Symphony of Self. Eu am o legătură aparte cu acele protocoale, mai ales că protocolul de iertare despre care spunea Ramona, de asemenea, mi este cel mai drag, pot să spun. Și Helichrysumul se conține chiar în protocolul inflamator, adică protocolul pe care îl folosim atunci când avem o durere. Fie că vorbim despre dureri de spate, fie că vorbim despre dureri de coloană, fie că vorbim despre dureri de cap. Și aici, la dureri de cap, nu pot să nu menționez experiența proprie. Pe mine, la propriu, Helichrysumul m-a salvat de durerile de cap.
pe care le-am avut în urma unui traumatism al coloanei. Nu experimentam acele dureri acum câțiva ani, nu știam ce este durerea de cap și chiar aveam o cunoștință, trebuie să spun chestia asta, aveam o cunoștință care mi-aduc aminte că lucra la bancă și zicea că atunci când are dureri de cap, efectiv își ia 4-5 zile libere de la serviciu ca să poată să stea acasă cu draperiile trase, să nu se aprinde lumina, să nu audă sunete, așa se simte pentru un oameni durerea de cap. Așa poate fi și durerea de cap în urma unui traumatism, dar pentru mine, helicrismul, nu altceva, helicrismul este cel la care îmi țin mâna pentru prima dată. Aplic întotdeauna, fiind și în varianta ta ce este foarte ușor de aplicat, ceea ce este extraordinar, zic eu, de asta eu prefer taciurile. Aplic întotdeauna pe frunte, aplic pe tâmple, dacă este localizată pe partea dreaptă, insist mai mult pe partea dreaptă. Aplic după ureche, aplic pe ceafă, aplic pe gât, unde avem și suport pentru tiroide pe care mi-l oferă helicismul. Și mai aplic întotdeauna și pe scalp. Oriunde am nevoie și oricât am nevoie. Mie îmi place în general să utilizez uleiurile pe păr și pe scalp, pentru că este un efect apart, vă recomand să utilizați, fie că este vorba despre varianta ta, fie că este vorba despre varianta la 5 ml, așa cum helicrismul era înainte să apară taciul. Cum am spus, atunci când aplicăm și pe gât sau aici, în zona unde se intersectează, unde se termină maxilarul și ajunge la ureche, susținem și glanda tiroidă, unde helicrismul este unul dintre cele mai eficiente uleiuri. Susținem și sănătatea urechii, pentru că atunci când aplicăm în jurul urechii pe termen lung, putem observa, de exemplu, persoane care au avut țiuit în ureche datorită unor probleme ale urechii interne sau cauzate de o altă, o afecțiune a timpanului poate, sau diverse cauze, sau poate a unor răceri repetate la copii se întâmplă chestia asta. Atunci când aplicăm helicrismul pe termen lung în jurul urechii, pe lobul urechii, putem observa o îmbunătățire considerabilă și chiar am auzit persoane care au observat o limpezire a sunetului, adică un aud mai clar și mai precis. De asemenea, helicrismul este bun și pentru curățarea sistemului limfatic atunci când este aplicat pe zona glandelor limfatice. Despre tiroide v-am menționat. Iarăși un efect extraordinar al helicrismului este pentru sănătatea oculară. Vom lua și vom aplica în jurul ochilor. Și aici vom rezolva două chestii. Vom avea grijă de sănătatea oculară, dar vom avea grijă și de pielea extrasensibilă din jurul ochilor. Iarăși, noi, doamnele, că înainte tot așa s-a vorbit despre frumusețe și aici, tot despre frumusețe vorbim, frumusețe și din interior, frumusețe și din exterior. Și vedem bine și arătăm bine. Și iarăși un efect al uleiului de helicrism care merită menționat este acela că grăbește procesul de vindecare a rănilor la persoanele cu diabet, care știm să încearcă tot felul de metode prin care se poate să își vindece mai repede rănile care se întâmplă mai greu. Deci helicrismul vă puteți baza pe el. Helicrismul iarăși este un ulei de bază și în cazul provocărilor ceea ce privește hemoroizii. Și pentru că este un combo cald, aici am vorbit despre căldură, căldură echilibrată și în același timp mai aproape de pământ, magnolia miroase, mi se și aducește pielea când mi-aduc aminte de mirosul de magnolie. Magnolia miroase de asemenea blând, magnolia pe care o primim cadou, miroase de asemenea blând, dar o blândețe de alt tip, este o blândețe dulce, este o blândețe magnetică, așa și atrăgătoare, de altfel este perfectă pentru parfum. Eu folosesc ca parfum întotdeauna pe încheieturi. Este unul dintre puținele uleiuri pe care eu îl folosesc cu frecvență pe timpul zilei la încheieturi, pentru că ador efectiv mirosul. Și face parte din trusa mea de taciuri care stă pe noptieră și este întotdeauna cu mine, dintre care face parte și rozul,
pe care bineînțeles că nu îl voi rata. Mai face parte și Asomia, Fashion-ul și mai multe, dar aceste flori nu îmi lipsesc. De altfel, combinația magnolie cu trandafir este și combinația preferată pe care eu o folosesc la masajul fetei. Nu, când merg, nu eu îmi fac masaj, când merg la doamna care îmi face masaj, când ajunge la față, ea, am pregătit trandafirul, am pregătit iasomia și am pregătit magnolia. Și ea îmi pune așa, pe față, o liniuță de trandafir, două liniuțe de iasomie și când ajunge la magnolie zice magnolie și pune liniuțe și tot pune și tot pune pentru că îi place și miroase foarte tare. Și atunci, prin acest masaj al feței și al scalpului cu magnolie, obțin, mă bucur de toate beneficiile, adică efectul de liniștire pentru care este făcută magnolie, de ridicarea stresului, ca să zic așa, care nu poate fi subestimată. Deși se vorbește foarte mult despre chestia asta, pare o treabă banală, nu este. Este important să avem aceste momente de relaxare în care chiar putem să ne relaxăm și în care magnolia ne poate susține extraordinar de spun din experiență. După ce am ieșit din această stare completă de relaxare, putem fi și mai creativi, putem fi și mai veseli, putem să avea și relații mai sănătoase, putem fi și mai iertători, putem fi ce vrem noi și cum vrem noi, și mai calmi, și mai iubitori. Și iertători nu doar cu cei din jurul nostru, ci mai ales cu noi, din nou cum menționa și Ramona. Un efect este acela de liniștire la masaj. Un alt efect este acela că fac aromaterapie, că mirosul este absolut îmbătător și eu tot așa fac, dar în gând. Magnolie! De asemenea, magnolia este prin excelență uleiul care hidratează cel mai bine penul. Și eu le folosesc pe toate, cum probabil că majoritatea le folosesc și pe pen, care știți că au proprietăți de înfrumusețare a pielii. De departe, magnolia este cea care hidratează cel mai bine pielea. Și atunci obținem și hidratarea pielii, obținem și reducerea semnelor de îmbătrânire, obținem și efectul acesta de liniștire, obținem și aromaterapie cu acest minunat miros de magnolie. Vă recomand să încercați și atunci eventual să reveniți, dacă se poate și cu un feedback, ar fi extraordinar. Pe lângă faptul că tot la masajul meu rămân, că ăla mă impresionează pe mine cel mai mult, pentru că, într-adevăr, consider că acolo rezolv mai multe chestii odată. Și atunci, când se face masajul fetei, se duce evident și spre zona gâtului, că aici am vrut să ajung. Și atunci mergem pe zona tiroidei, unde are beneficiul de a echilibra activitatea tiroidei și a regla și a echilibra tot ce înseamnă hormoni și glande endocrine. Iarăși magnolia, asta am descoperit-o cu ajutorul unor persoane cărora le-am recomandat să folosească și cu asta cred că o să închei ca să fie foarte scurtă. Magnolie împreună cu iasomie, folosit atunci când era la un eveniment și nu avea altceva în poșetă, a folosit pentru vertij. Deci o doamnă care se confrunta cu vertijul și avea inclusiv senzația aceea păstoare de fluid în ureche, magnolie și iasomie alternat aplicat în jurul urechii, niciodată în ureche, pe lobul urechii și în spatele urechii foarte mult. Din nou, iarăși, intervine și aroma magnoliei, care este magnolia. Ne liniștește, ne calmează întreg sistemul nervos, circulația sanguină se echilibrează și atunci, evident, intervine echilibrul întregului corp. Și deci, magnolie! Tuturor vă recomand să folosiți magnolia. Oferta bogă numărul 2! Da, magnolia o primim gratuit. Ce bine spune. Deci dacă am reținut ceva, am reținut multe lucruri, dar în primul rând că ție îți place foarte mult magnolia.
Atât de da. Mult încât și mie îmi place și am desfăcut tot. Când am auzit prima dată cu magnolia, m-am dus instant la uleiul de magnolie, l-am desfăcut și am început să mă dau peste tot cu el, pentru că împărtășesc această stare a ta legată de magnolia. Este un ulei pe care, de altfel, dacă ați văzut toate uleiurile de până acum, cei care le-ați mai și folosit, știți că vin și susțin sănătatea pielii, a tenului, dar nu numai. Luminozitatea și rose putem să-l folosim pe ten și helicrisum și chiar recomandat și magnolia. De altfel, sunt uleiuri pe care eu le aplic la sfârșitul îngrijirii zilnice personale, în rutina mea zilnică de îngrijire a tenului, în funcție de ce chef am atunci, pentru că le am acolo în baie și aplic vorba Ingăi, așa câte o dungă pe frunte și pe obraj. Pur și simplu pentru a da acel boost cu care vine fiecare ulei. Dar pe lângă asta, vreau să menționez la această ofertă numărul 2, cumperi Helicrisum Touch și primești și Magnolia Touch cadou. Plătești 66 de euro și primești produse în valoare de 100,75 euro la preț de membru. Vreau să mai menționez faptul că pentru noi Helicrisum are o conotație aparte. Pentru noi e Croația, Helicrisum. Exact. Pentru că acolo prima dată am văzut Helicrisum. Și cum crește el natural pe stânci și pe un sol așa mai stâncos. Și are o aromă absolut... Nici nu știam că aia, știam doar că e o plantă galbenă, dar am simțit miroșul și am zis, ăsta trebuie să fie Helicrisum. Și după aia am studiat. Și am fost fascinați. Și de asemenea, tot acolo foloseam un ulei în care era macerat de Helicrisum. Da, este tot de acolo, mi-am cumpărat eu vara, pentru că iau foarte mult Helicrisum și de altfel doTERRA și ea din Albania și din Croația Helicrisumul. În Croația se vinde producătorii locali care produc ulei de măsline din acela pur, da, și pur și foarte scump. Nu știu dacă știți, dar uleiul de măsline, la adevărat, e foarte scump, nu e ca la noi. Aveau macerat de Helicrisum în ulei de măsline și eu asta foloseam pe plajă. Era înainte de a apărea... Noi foloseam, da. De ce numai? Cei care ați fost cu mine la plajă, sigur vă amintiți cum miros eu vara la mare, când ies din apa sărată și mă unc uleiul acela în care, pentru că de atunci îmi fac eu acasă ulei în care pun Helicrisum, ulei de Helicrisum și e absolut extraordinar. Dar, așa cum v-a fost prezentat și cum vedeți de altfel și în imagine și o să aveți acces la aceste imagini, vin cu ținere și pe parte hormonală și pe parte sangvină. Nu știu dacă ați remarcat, dar toate uleiurile astea vin și susțin capacitatea de regenerare din toate punctele de vedere. Și ce mai vreau să precizez la Helicrisum, nu rețin, dar oricum, oricât de mult v-am vorbit despre câte un ulei, n-am putea să-i prezentăm toate beneficiile și Inga, la rândul ei, felicitări, a vorbit foarte frumos despre aceste două uleiuri. Și cu mult entuziasm, ca dovadă că utilizează exact aceste uleiuri și e entuziasmată de ele. Despre uleiul de Helicrisum vreau să precizez, pentru că știu că foarte multe lume are probleme cu urechile, e bine de avut în casă și folosit, da? Inclusiv pentru refacerea auzului, de văzut în fiecare situație, dar Helicrisum va intra în această schemă. Bun, trecem mai departe la oferta BOGO numărul 3, care spune așa, cumperi mușețel roman la 5 ml, un ulei cu multiple beneficii, o să aflăm exact care, și primești cadou și blendul Northern Escape, este un blend în ediție limitată, asta însemnând că el nu se găsește la vânzare în shop și avem două astfel de oferte. Sunt niște uleiuri absolut extraordinare și abia așteptăm să ni le prezinte și pentru asta o avem invitată alături de noi în această seară pe Simona Buburuz. Încă sunt proaspeți, încă mai sunt proaspeți, încă n-au împlinit 3 luni de Diamond, așa că încă îi prezentăm așa ca proaspeți Diamond în echipa noastră. Simona, dacă îți deschizi și camera și microfonul și ne spune tu cum știi așa frumos despre uleiurile astea, de ce te încântă pe tine aceste două uleiuri? Bună seara! Pe mine mă încântă toate. Sunt convinsă! Chiar mă gândeam ce minunății și ce bunătăți avem la BOGO de data asta. Așa, perfect pentru luna martie și ziua femeii și sărbătorirea femeii care urmează. Și mă gândeam ce sugestii minunate de utilizare am primit până acum de la Ramona și de la Inga, cărora le mulțumesc.
Și eu o să vorbesc într-adevăr, da, despre un ulei esențial prețios, uleiul de mușețel roman și un blend deosebit, Northern Escape. Mușețel, când spunem mușețel și când ne gândim la asta, poate că multora dintre noi ne vine în minte copilăria sau bunica, poate, sau mama care ne-a ajutat să ne vindecăm cu plante și mai ales cu planta asta chiar, care chiar e bună la toate și cu care poți să rezolvi cam orice. Nu-i așa? Mușețelul este într-adevăr una dintre cele mai vechi plante medicinale, din care au fost dezvoltate multe preparate de-a lungul anilor, cel mai cunoscut fiind faimosul ceai, din care se consumă peste 1 milion de cești pe zi. Dar noi știm că uleiul esențial de mușețel este chiar mai eficient decât ceaiul și mai ușor de utilizat. Și pe lângă faptul că este bun la atâtea, este și un ulei foarte versatil, pe care îl putem folosi atât aromatic, difuzat sau inhalat, topic, aplicat pe piele, dar și intern, deci în toate cele trei moduri. Există multe experiențe cu acest ulei, există și studii despre care vorbește celebrul Dr. X, dacă îl știți, într-un articol pe care îl găsiți și aici pe grupul nostru, iar eu vreau să menționez doar câteva dintre ele. Poate primul lucru pe care l-am aflat și îl cunoaștem cu toții despre uleiul de mușețel roman este că e calmant și liniștitor. Și poate că primul lucru la care ne ajută este diminuarea sau gestionarea stresului. Este un ulei care ne ajută să ne regăsim echilibru emoțional și, bineînțeles, este foarte util în caz de anxietate sau chiar depresie. Și în asemenea situații este cel mai indicat să-l folosim aromatic, adică să-l inhalăm din palme sau să-l punem într-un difuzor, pentru că parfumul său ajunge imediat în creier și acționează asupra stării noastre emoționale. Lucru confirmat de studii, dar lucru pe care îl putem vedea și noi cu ușurință atunci când îl difuzăm. Este foarte util atunci când ne simțim nervoși, furioși sau iritabili, noi adulții, dar nu doar noi adulții, pentru că este un ulei esențial perfect și pentru bebeluși și copii agitați și pentru toată lumea, de altfel, pentru toată familia, mai ales dacă îl punem într-un difuzor și beneficiază toată lumea. Ajută în caz de insomnie. Pentru un somn odihnitor, se recomandă să punem difuzorul seara înainte de culcare, cu câteva minute, sau să punem o picătură, două, și să ne împalme și să ne masăm cu el pe tâmple, pe piept, dacă dorim, și ne va ajuta să ne liniștim. Din experiența noastră, este un ulei pe care îl recomandăm părinților care vor să-și culce repede copiii seara, da? Când copiii nu doresc să meargă la culcare și sunt agitați și ar mai face alte activități, vă spunem din experiența noastră să puneți difuzorul cu mușețel roman, dar așa cam cu jumătate de oră înainte să vă pregătiți de culcare, ca să apuce să-și facă efectul numai bine. Pe lângă asta, mușețelul sprijină și sănătatea digestivă și este utilizat în mod tradițional pentru afecțiuni gastrointestinale, deoarece are compuși antispastici și este util la eliminarea gazelor, dar și în caz de probleme cu stomacul și sprijină relaxarea mușchilor. Poate fi folosită atât aplicat topic, cât și luat intern, inclusiv pentru a scăpa de greață, dar și de alte disconforturi abdominale. Este un ulei recomandat pentru bebeluși în caz de colici și este una dintre cele mai blânde opțiuni pe care le avem la dispoziție, mai ales pentru bebelușii care sunt foarte mici și pentru copiii mai mărișori și, desigur, pentru noi adulții. Ca toate uleiurile florale, îmbunătățește sănătatea pielii. Este minunat dacă vrem să avem o piele netedă și sănătoasă și să o susținem să fie așa fără iritații, pentru că are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene și nu doar atât, dar este și a fost folosit în decursul anilor ca remediu natural pentru dermatite la bebeluși, eczeme, răni, tot felul de iritații ale pielii și erupții cutanate. Îl putem adăuga în cremele de corp, în șampoane, în măști de față, în cremele pentru față și, așa cum spunea și Inga, îi inhalăm parfumul liniștitor și ne ajută în mai multe moduri deodată.
Poate mai puțin cunoscut despre uleiul de mușețel este faptul că ne ajută și în caz de alergie, pentru că poate diminua simptomele care apar odată cu alergiile sezoniere și ajută inclusiv la gestionarea simptomului premenstrual cu care unele dintre noi ne confruntăm, pentru că ne sprijină atât pe partea de stare de spirit, ajutându-ne să fim mai pozitive, mai energice, dar are și proprietățile acelea antispastice care ajută la diminuarea crampelor menstruale și a durerilor care sunt frecvent asociate cu sindromul premenstrual. Dureri de spate, dureri de cap și mai mult decât atât, poate ajuta chiar la ameliorarea și dispariția acneei, care apare ca urmare a fluctuațiilor hormonale care au loc. Deci acneea aceea hormonală care apare în anumite perioade ale lunii. Este benefic și pentru inimă, poate ajuta și în caz de dureri de articulații, minunat pentru mame și copii, folosit în mod tradițional pentru copiii care plâng și sunt supărați, indicat și pentru copiii care suferă de ADHD, unul dintre cele mai delicate uleiuri de pe planetă, minunat pentru bebeluși și copiii mici. Iar pe lângă toate aceste lucruri, ar mai fi de menționat că din punct de vedere emoțional, pentru că fiecare ulei esențial vine cu o proprietate caracteristică, cu o influență caracteristică pe care o are asupra noastră din punct de vedere emoțional, mușețelul roman este uleiul scopului spiritual, personal în această lume. În această lume în care mulți dintre noi trăim pe pilot automat, facem niște acțiuni din obișnuință, fără a ne mai întreba de ce facem lucrurile pe care le facem, de ce trăim viața pe care o trăim, sau poate uneori ne punem aceste întrebări, dar nu găsim răspunsul, nu ne dăm seama de ce. Așa că acest ulei ne este util în asemenea momente, pentru că îl putem folosi atunci când ne simțim lipsiți de scop, descurajați, împovărați și ne ajută să ne simțim împliniți, conectați spiritual și că avem o intenție clară, să ne descoperim intenția unde mergem și să simțim că primim îndrumare divină. Un ulei esențial fantastic de versatil și cu atât de multe beneficii, despre care vă invit să mai citiți în continuare pe grup, pentru că îl putem folosi în atât de multe moduri. Iar el nu vine singur, de data asta acest ulei prețios și minunat nu vine singur, vine împreună cu un blend deosebit, Northern Escape, blendul care aduce baia de pădure la noi acasă. Și este un amestec din mai multe uleiuri esențiale, majoritatea de arbori, de exemplu molidul negru, care este benefic pentru respirație, pentru sistemul respirator, bradul siberian, care la fel, dar în același timp calmează și emoțiile și ne oferă un efect de împământare. Balsam făr, care ajută la purificarea mediului din spații închise, și lemnul de cedru, care ajută să ne relaxăm mintea și corpul, chiparosul cypress, care ne susține vitalitatea și energia, hinochii minunat pentru piele, tămâia, despre care deja te-a discutat atât de mult, nutca, un ulei cu proprietăți purificatoare, cananga, fratele lui Ylang Ylang, care reduce stresul și promovează o stare de calm, fiind liniștitor pentru sistemul nervos, dar și pentru piele. Lavandin, calmant, și uleiul de cuișoare, care vine cu proprietăți antioxidante. Cum putem folosi acest ulei esențial ca să facem baie de pădure acasă? Putem pur și simplu să deschidem sticluța și să inhalăm adânc. Mai eficient însă și mai plăcut și mai intens este dacă punem în palmă o picătură sau două, frecăm palmele și inhalăm aroma copacilor. Putem să folosim uleiul din palme ca să ne masăm ușor gâtul, ceafa sau umerii și asta ne va ajuta să ne destindem. Și
Dacă vrem să ne bucurăm mai mult timp de aromă și de beneficiile uleiurilor din acest blend, pentru că studiile arată că în cazul plimbărilor prin pădure se recomandă cel puțin 20 de minute. Și atunci noi putem să folosim un difuzor cu ultrasunete în care punem apă și câteva picături din Northern Escape și, desigur, dacă vrem o experiență și mai apropiată cu cea din pădure, putem să ascultăm sunetele naturii și să ne închidem ochii și să ne imaginăm că ne plimbăm prin copaci și că natura ne înconjoară, ne ocrotește și ne vindecă. De ce să facem lucrul acesta? Pentru că în viețile noastre ocupate de zi cu zi și mai ales în perioada de iarnă, facem asta prea puțin, ieșim prea puțin în natură și petrecem foarte mult timp în case, în locuințe, în cutii de chibrituri de beton, ca să le spun așa. Iar cum ne explica Dr. Brenick Riggs în convenția din state de anul trecut, genele și fiziologia noastră sunt adaptate traiului în pădure. Ca și specie umană, nu ne-am adaptat din punct de vedere genetic încă la traiul în orașe mari. Și de asta, în natură, ne și relaxăm intuitiv și ne vindecăm și ne recuperăm și simțim lucrul acesta atunci când avem o ieșire în natură. Când nu putem totuși să ieșim în natură, aducem natura în casa noastră. Și Northern Escape este foarte util în cazul perioadelor stresante și dificile, când avem sentimente mai puțin pozitive sau poate chiar anxioase. Pentru că, în general, uleiurile din arbor sprijină foarte bine sistemul nervos și ne ajută să ne relaxăm și să ne regenerăm. Este de folos și pentru un somn odihnitor, atât prin faptul că ne calmează, dar și pentru că susține sistemul respirator. Adică toate coniferele acelea, toți arborii din el, susțin atât de bine sistemul respirator, căile nazale și sprijină curățarea sinusurilor. Așa că eu chiar îl recomand. Difuzat seara la culcare este minunat. Da, și pentru sistemul muscular și cardiovascular este foarte util. Deci, pe lângă faptul că îl difuzăm, putem să-l masăm și pe piele, chiar în locuri unde avem anumite dureri sau probleme, sau pur și simplu pentru sănătatea pielii, pentru că el vine cu niște proprietăți de curățare foarte bune. Chiar îmi amintesc că Scott Johnson, expertul și autorul de cărți, dacă îl cunoașteți, recomandă ca la blendurile topice pentru durere să adăugăm și un ulei de brad, pentru proprietățile antiinflamatorii pe care aceste uleiuri le au. Din punct de vedere emoțional, îl putem folosi atunci când apar sentimente de împovărare sau când apar traume din trecut cu care ne identificăm și pe care nu reușim să le eliberăm, sau atunci când apare lipsa de motivație și îl putem folosi iarăși ca să contrabalansăm stimularea mentală care apare din cauza expunerii la ecrane, atunci când lucrăm în fața unui calculator sau a telefonului și petrecem foarte mult timp cu ochii într-un ecran, putem desigur să balansăm, să echilibrăm timpul petrecut acolo cu timp petrecut în natură, cu timp în care inhalăm uleiuri sau folosim acest blend pentru a beneficia de compușii chimici pe care în mod natural i-am inspira într-o pădure nordică. Bineînțeles, îl putem folosi ca și parfum pentru că are o aromă minunată, este potrivit atât pentru femei cât și pentru bărbați, fiind mai mult predominant din arbori și este pentru toată lumea și pe acesta îl recomand așa să fie difuzat în familie pentru că toată lumea beneficiază de pe urma lui și împreună, ce să zic, împreună fac o pereche minunată pe care vă îndemn să o aduceți în casa voastră, mușețelul, da, tratamentul, cum să zic, așa, din copilărie, tradițional și baia de pădure, natura înapoi în casele noastre.
Da, mulțumim mult, super. Simona, și ca de obicei, Simona deja ne-a obișnuit cu niște prezentări extraordinare, vorbește întotdeauna foarte frumos și bine documentat despre uleiuri și, într-adevăr, vă îndemn și eu să studiați în plus, pentru că oricât am vrea să prezentăm acum toate beneficiile, este imposibil, să studiați în plus pe grup despre fiecare ulei, căutați cu lupa de căutare. Înainte de a trece mai departe, ce vreau eu să mai menționez despre această ofertă, că e extraordinară, evident, că uleiul de mușețel, numai când vă gândiți la, apropo, e calmant și e, dar gândiți-vă și cu ce sentimente pozitive ne trezește mușețelul și numai când vă gândiți că vă uitați la câteva plante de mușețel, vă amintiți din copilărie, când vedeați mușețelul acela crescând și atât de vesel și cu mijlocul acela galben și petalele albe, da, merită să beneficiați de tot ce vă oferă uleiul de mușețel roman, iar la Northern Escape mie mi-a venit acum o idee și chiar am să o pun în practică, vă spun și vouă, poate vi se pare interesantă, pentru că am urmărit-o pe Simona când vorbea despre toate uleiurile care intră în compoziția acestui blend extraordinar și în ediție limitată. Și toate uleiurile, într-adevăr, sunt uleiuri din arbor care vin să ne calmeze, vin să ne ajute și pe plan respirator și pe plan muscular, dar vin, uleiul de chiparos, de exemplu, susține circulația sangvină, printre altele, și m-am gândit eu de ce să nu îmi fac din acest blend, pur și simplu să-mi pun în palmă ulei purtător, să pun câteva picături de Northern Escape și să-mi fac o emulsie pentru corp. De obicei obișnuiesc să-mi pun ulei vegetal cu uleiuri esențiale pe mine după ce am ieșit de la duș, pe pielea încă umedă, și atunci nu pun foarte mult ulei, pentru că pot deja să mă gândesc ce beneficii poate să aibă și cum pot să mă simt îmbăiată în pădure. Deci atunci, într-adevăr, ar fi o baie de pădure și eu chiar am să testez asta. Dacă și vouă vi se par interesante informațiile primite până acum, dragii noștri, apăsați bulina aceea cu inimioara de pe grup pe care o aveți acolo pe live, să vedem cum vi se par ofertele de până acum, dar și prezentarea lor. Și până voi ne arătați cât de încântați sunteți de ele, trecem mai departe la oferta numărul 4, care spune așa: cumperi Abode la 15 ml și privești Purify la 15 ml, două blenduri purificatoare, o să avem alături de noi un invitat de data aceasta să ni le prezinte. Dacă vreți să vorbim despre statistici, părerea mea este că, din mai multe motive, dar o să vedeți în prezentare, dar și datorită prețului, da, plătești 30,25 euro și primești produse de 60,5 euro, adică dublu, și pentru proprietățile lor va fi una dintre ofertele căutate de la doTERRA. Așadar, Bogdan, oare te avem alături de noi? Cred că acolo s-a făcut schimbul de ștafetă. Apropo de ce zicea Simona, că dacă vreți să vă liniștiți copilul la culcare, difuzați mușețel roman. Sunt convinsă că la ei în casă, în clipa asta, se difuzează mușețel roman, pentru că vine momentul în care copilul trebuie pus la culcare și știm că au un copil foarte năzdrăvan și foarte curios și foarte studios și care nu vrea să doarmă pentru că vrea să afle cât mai multe despre lumea asta. Așadar, dacă ați reușit să faceți ștafeta, schimbul de ștafetă. Am reușit, nu știu dacă ne vedem. Super, da. Te auzim și te vedem. Te vedem. Ok. Vă salut pe toți. Sunt foarte, foarte recunoscător că vă pot vorbi acum despre o pereche de blenduri unice, din punctul meu de vedere, dar mai ales despre importanța unui concept și a unui loc care pentru fiecare dintre noi este foarte, foarte important, și anume acasă. Cuvântul acasă poartă în el o putere profundă și foarte bogată în semnificații și reprezintă mult mai mult decât un simplu spațiu fizic. E un refugiu în care găsim pace, confort, fericire și acea bucurie. Acasă nu e doar un loc, cred că suntem toți conștienți de acest lucru, ci mai degrabă este o experiență, o stare de bine pe care putem să o construim cu grijă și cu atenție. Și acasă putem să ne gândim că e
refugiul nostru, un sanctuar al liniștii în mijlocul agitației zilnice pe care o trăim cu toții. Îmi place să cred că e locul unde, sau mai bine zis, în care putem scăpa de tumultul lumii exterioare și să ne găsim acel echilibru interior. Și în acele momente de liniște, acasă, devine, dacă vreți, o oglindă a sufletului nostru și reflectă. În ea vedem starea noastră de spirit. Și știu sigur că pentru mulți fericirea, cea mai mare fericire, înseamnă să te întorci acasă și să simți că aparții, că ești într-un loc care te cunoaște și care te și acceptă exact așa cum ești. Și e minunat să ai locul tău în lume, un colț în care să îți plantezi rădăcinile mai degrabă emoționale, pentru că acasă este acel loc unde și creația devine realitate. E primul loc în care cu adevărat creația devine realitate și unde se creează amintiri. Și în astfel de momente de fericire, cum ziceam, pe care le simțim acasă, acest acasă devine cu adevărat magic. E foarte important din acest punct de vedere să ne gândim că acasă e un spațiu în care găsim refugiul pentru sufletul nostru, uneori obosit, dacă vreți, și la fel cum spuneam și mai devreme, e locul unde găsim echilibru după o zi poate dificilă și găsim, ne încărcăm, găsim acea forță de a merge mai departe. Și poate fi acel acasă o sursă de energie pozitivă, unde fiecare colțișor emană o energie, o vibrație diferită și unde putem să găsim și binecuvântare și bucurie. Și atunci e crucial să facem din casele noastre un mediu care să încurajeze aceste sentimente și să acordăm detalii, să acordăm atenție micilor detalii, să cultivăm relații sănătoase în cadrul familiei și să creăm în casele noastre spații în care să ne reflecte identitatea, să transformăm locuința noastră într-un cămin autentic prin lucrurile pe care le facem, pentru că acasă nu e doar un simplu loc unde trăim, ci e acel spațiu pe care îl creăm și îl hrănim cu iubire, cu grijă, cu emoție. E o investiție în fericirea noastră și a celor dragi cu care împărțim acest loc. Și printr-o atenție intenționată, deliberată, la confort, fericire, bucurie, toate lucrurile astea despre care am vorbit, facem din casa noastră, din locuința noastră, mai mult decât un simplu adăpost și o transformăm locuința într-o adevărată comoară. Și asta mă duce la Blendul Abode, care înseamnă acasă și care ne sprijină să creăm tocmai acest spațiu despre care vorbeam, prin faptul că ne ajută să transformăm casa noastră într-un loc terapeutic. Abode e o combinație de o combinație dinamică, intensă de uleiuri esențiale, inclusiv lime, distilat, varianta distilată, liții, casia, eucalipt citronat și altele, care pe de o parte îl fac un puternic agent de curățare și de purificare, atât al aerului, cât și al suprafețelor, dar o să vedeți imediat și al emoțiilor negative, pentru că abode ne transformă casa și în acel spațiu unde primim curaj și susținere prin efectul său asupra gândurilor și emoțiilor noastre, fiindcă este amestecul care ne susține să ne eliberăm de mentalitatea de victimă și să ieșim din acele situații în care ne simțim blocați. În același timp, abode este alături de noi, dacă vreți, când avem nevoie de un sprijin pentru un nou început, pentru un început fresh, curat, plin de energie.
Dar vreau să ne întoarcem, să ne întoarcem la acea acasă despre care am vorbit și la ce avem nevoie, pe de o parte, să ne ofere acest loc și, de cealaltă parte, ce are nevoie să-i oferim noi. Calitatea aerului pe care noi îl respirăm în propriile noastre locuințe are o importanță crucială asupra sănătății noastre generale. Și puritatea aerului e de multe ori subestimată, însă expunerea la toxine și la substanțe chimice prezente în aerul din casele noastre poate să aibă efecte semnificative asupra organismului nostru, a sistemului nostru nervos, a stării noastre emoționale. Și dacă am vorbit despre lucruri așa mai subtile până acum, să știți că există studii care arată că aerul din interiorul caselor noastre este de multe ori mai poluat decât cel de afară și poate conține niveluri ridicate de tot felul de substanțe chimice emise de produsele de curățenie, de mobilier și de alte lucruri pe care le folosim. De altfel, un studiu publicat în Environmental Science and Technology a evidențiat prezența în multe locuințe a unor compuși chimici care sunt eliberați în aerul din case și pot să afecteze calitatea aerului și chiar a identificat o legătură între expunerea la acești compuși chimici din produsele de curățenie în special și riscul crescut de astm și alte afecțiuni respiratorii. Însă pe lângă impactul asupra sistemului respirator, un alt studiu publicat în American Journal of Public Health a arătat că expunerea la substanțe chimice, din nou, de cele mai multe ori din produsele de curățenie, dar nu numai, poate fi asociată și cu efecte adverse asupra sănătății mentale. Pentru că inhalarea unor astfel de toxine poate să contribuie la niveluri mai crescute de stres, de anxietate și afectează negativ starea noastră emoțională și echilibrul sistemului nervos. Așa că asigurarea purității aerului în locuințele noastre vine cu foarte multe, foarte multe beneficii. Aerul curat contribuie pe de o parte la menținerea sănătății sistemului respirator, și reduce implicit riscul apariției alergiilor, a astmului și, bineînțeles, îmbunătățește și calitatea somnului. Puritatea aerului din casele noastre are, de asemenea, un impact pozitiv și asupra stării noastre emoționale și, în acest sens, contribuie și la reducerea stresului și a anxietății. Și toate aceste lucruri pe care le-am menționat anterior, fac din blendul Purify un amestec de uleiuri esențiale de lămâie, lămâie verde, pin, toate cunoscute pentru proprietățile lor de curățare. Fac din blendul Purify o alegere, zic eu, excelentă pentru o locuință curată. Și aici vorbim și de aer, de suprafețe și de atmosferă în general. Dar o curățenie și a emoțiilor, pentru că dincolo de aceste proprietăți de curățare, blendul Purify ne ajută să purificăm și emoțiile negative de ură, de control, de confuzie, de furie și în același timp sprijină concentrarea, claritatea mentală, puritatea și stările, chiar stările de acea fericire pură, în forma ei foarte pură. Eu zic, din aceste motive pe care le-am discutat, perechea asta, Abode și Purify, este una pe care eu unul mi-aș dori să o regăsesc în orice locuință, în orice acasă, în care sănătatea, curățenia, și aici vorbim și de cea exterioară și de cea interioară, și emoțiile pozitive sunt o prioritate. Și sunt extrem de recunoscător că această pereche e acum atât de accesibilă și e mai cunoscută tuturor, pentru că
La modul sincer, nu sunt primele blenduri la care ne gândim, dar eu m-am bucurat foarte mult să aflu atât de multe lucruri interesante despre ele și să vă pot aduce o perspectivă poate un pic diferită a felului în care uleiurile esențiale și în special aceste două blenduri pot să schimbe casa noastră într-un acasă în care să vrem să ne întoarcem mereu și în care vrem să să stăm și în care să trăim acele emoții despre care am vorbit. Așa că Bold și Purify, un bogo extraordinar. Așa este, Răzvan, e un bogo extraordinar. Bogdan. Și Bogdan, dau un suc când ne întâlnim. E o ofertă deci extraordinară, atât prin beneficiile cu care vin aceste două uleiuri, cât și prin oferta în sine. Plătești 30,25 euro și primești produse în valoare de 60,5 euro. Eu mai vreau să vă spun despre aceste două uleiuri că, așa cum zicea și Bogdan, poate nu este, nu sunt primele la care să vă gândiți când vă gândiți, ok, ce uleiuri să-mi iau acum eu în primul rând sau ce uleiuri să-mi pun în coș în a doua mea lună de doTERRA. Credeți-mă, vreți să aveți aceste două uleiuri în casă pentru că vin cu acel efect de împrospătare și purificare. Purify este un must have. Deci Purify este un blend pe care, având în vedere că în orice casă se mai petrece o infecție urinară, o ceva, Purify e de avut în casă. Sunt două blenduri pe care le folosesc atât la împrospătarea aerului. Bold miroase absolut extraordinar, inclusiv pe post de parfum îl folosesc, diluat cu ulei purtător, pentru că e destul de puternic, dar îmi place foarte mult să îl folosesc și când șterg pe jos gresia, da? De obicei gresia. Și inclusiv la baie faianța, să pun o picătură și împrospătează aerul, curăță foarte bine, în mașina de spălat puteți să adăugați haine, o picătură. Sunt două blenduri absolut extraordinare. Și pe lângă informațiile foarte, foarte interesante oferite de Bogdan, ne-a arătat că, deși este un sangvinic, poate să fie și așa foarte poetic. Dar nu mă îndoiam de asta, să nu uităm totuși care este și formația lui. A fost inedită modalitatea de prezentare, dar extraordinară în același timp. Stilul lui este, în primul rând, așa foarte entuziast, dar acum a fost un entuziast din acesta foarte rotund, învăluit într-o energie din asta așa. Se pare că a preluat poetică, de la doamnele dinainte, așa, au setat doamnele dinainte în combinație cu uleiurile pe care le-au prezentat, au setat. Dar poate așa, că a luat de la mine. O notă foarte blândă și, într-adevăr, acasă, unde vrei să-ți fie cel mai bine și proaspăt și curat și armonios, să te simți așa într-un mediu curat decât acasă. Mulțumim, Bogdan! Mulțumim, Bogdan! Și trecem la oferta numărul 5 și ultima dintre ofertele individuale. Oferta Bogo 5 spune: cumperi Citrus Spring, al doilea ulei în ofertă limitată, adică ulei pe care nu-l avem în shop, și primești cadou Motivate Touch la 10 ml. Plătești 28 de euro pe blendul la 15 ml și primești produse în valoare de 50 de euro. Și cine putea să se ofere să vorbească despre combinația asta, dar și pentru că este Motivate acolo, vă las pe voi să ghiciți. Eu sunt aceea, n-am timp să vă mai las să ghiciți pentru că deja ne-am lungit foarte mult, dar cred că sunteți de acord cu mine că am primit informații foarte frumoase despre ofertele Bogo. Așadar, am să intru direct în prezentarea acestei oferte pentru că am Citrus Spring, tot așa l-am prins la ceva ofertă sau mi l-am luat din state, nu aveam cum să mi-l iau, cred că la ceva ofertă la un moment dat. Și de ce vă spun că nu mi-l puteam lua din state? Pentru că Citrus Spring sau Blooming Blend, blendul înfloririi, este un blend special creat de către doTERRA pentru Europa. Cu atât mai mult merită să îl avem, să ni-l luăm. Și dacă nu faptul că e creat pentru noi special, blendul înfloririi deja ne duce cu gândul și Citrus Spring, numele lui, cu gândul la primăvară și o combinație de citrice și, de altfel, vă și spun ce conține portocală sălbatică, lavandă, bergamotă, care amândouă sunt uleiuri calmante, Douglas Fir,
un ulei purificator, Cedarwood, din nou un ulei care împământează, Clary Sage, un ulei al feminității și Lithia. Este această combinație extraordinară de uleiuri în Citrus Spring, care vine cu o aromă absolut extraordinară și vă recunosc că noi folosim blendurile, avem mai multe astfel de blenduri în ediție limitată acasă, le ținem într-o casetuță specială, dar în general le folosim în funcție de anotimpuri. Și pentru că în perioada asta de iarnă am folosit mult blendurile de iarnă, inclusiv Northern Escape și Holiday Joy și Holiday Peace și Forest Breeze și acum vine momentul să trecem la primăvară, încet încet ne apropiem de primăvară și Doterra ne reamintește asta și Citrus Spring exact cu asta vine, cu sentimentul acesta al reînnoirii, pentru că primăvara asta înseamnă energia reînnoirii. Și toate uleiurile din acest blend, începând cu portocala sălbatică, care îți aduce și uleiurile de citrice, în general, îți aduc o notă de pozitivism și bucurie, dar și expansiune și lumină și ciripii de păsărele și soare pe cer, și da, dar vin și uleiurile calmante din acest blend, care vin să ne dea o notă de pozitivism și calm în același timp, bucuria aceea când vine primăvara. Exact asta ne aduce Citrus Spring. Și este un blend pe care cu ușurință puteți să-l folosiți și pe post de parfum, dar o să vă dau mai multe variante în care să îl folosiți. Este și calmant, dar ne și bine dispune în același timp, creează această atmosferă de optimism specifică primăverii și are beneficii de curățare, însă puteți să-l folosiți atât în apa de baie, să puneți 5 picături la 5 ml de ulei purtător sau să puneți 5 picături pe o sare de baie sau să puneți în uleiul de, să faceți pentru masaj, da? 5 picături de Sweet Citrus Spring la 10 ml de ulei purtător sau să vă faceți parfum, o picătură la 10 ml de ulei purtător dacă vreți să faceți, să vă îmbăiați, să vă dați pe tot corpul ulei și constituie un parfum minunat și dă o notă foarte primăveratică în casă. Cele două metode în care vom utiliza acest blend sunt difuzarea, deci aromatic, fie difuzat, fie inhalat din sticluță sau din palmă și putem să trăim de pe acum, din luna februarie, acel sentiment de primăvară și de bună dispoziție și de energie care renaște, pentru că toate aceste uleiuri care intră în compoziția lui, inclusiv Clary Sage, știm că feminitatea, femeia este cea care vine cu energia reînnoirii, cea care dă viață. Primăvara este anotimpul în care dăm viață tuturor posibilităților și rămânem deschiși să facem aceste schimbări și transformări în viața și în ființa noastră. Vă recomand cu toată căldura acest blend Citrus Spring. Este în ediție limitată, luați-vi-l pentru că nu avem șansa decât la astfel de ocazii să beneficiem de astfel de uleiuri și chiar e un ulei minunat. Împreună cu el veți primi cadou blendul Motivate. Cei care mă știți și m-ați mai auzit vorbind, cu Motivate am o relație specială. Acum cu multe uleiuri am o relație specială, însă cam cu toate. Da, cu unele o relație mai profundă, cu altele mai puțin, dar da, cu toate am câte o relație. Însă Motivate pentru mine, și cu asta am să și încep, am să vă povestesc sau am să vă reamintesc celor care deja ați auzit povestea cum a fost întâlnirea mea cu blendul Motivate. Când ne-am creat noi contul de membru și luna viitoare se împlinesc fix 7 ani de când ne-am creat noi contul de membru cu kitul Home Essential, evident, pentru că sunt uleiurile de bază, am zis atunci că mi-am luat 10 uleiuri în casă, noi ne fiind străini de uleiuri, da? Foloseam de 20 ceva de ani uleiuri esențiale, aveam în permanență în casă uleiuri esențiale, dar am zis 10 uleiuri dintr-o dată diferite, n-am avut niciodată în casă, 6 luni de zile nu mai comand nimic. Ei, după ce mi-au sosit uleiurile de la Doterra în casă și am văzut cât sunt de extraordinare, adică a fost suficient să miros primul ulei, peppermint, și să-mi dau seama că e deja total diferit de tot ce am avut eu până atunci, apoi le-am testat și puterea tămăduitoare și m-am convins,
Abia am așteptat să vină luna următoare, să-mi pun următoarea comandă. Și pentru următoarea comandă am ales voit kitul emoțional, pentru că noi așa am și cumpărat uleiurile. Noi am vrut să folosim aceste uleiuri în scop aromatic, astfel încât să putem să folosim cele mai pure esențe naturale pentru a crea anumite stări de conștiință. Și a corela mirosurile cu emoțiile de la nivel subconștient. Exact. Și atunci, pe vremea aceea nu prea aveam acces la informații, știam doar că există acel kit și că sunt 6 blenduri în kitul emoțional. Am comandat kitul, mi-a sosit kitul acasă, m-am dus cu el în living, m-am pus pe jos, am băgat mâna în cutie cu ochii închiși, am scos un ulei și l-am dus la nas să miros. De ce am procedat așa? Tocmai pentru că noi fiind practicanți yoga de atâția ani și fiind obișnuiți, adică 20, acum deja avem 30 de ani de practică și în această practică noastră intră și conștientizarea și capacitatea de a recunoaște, de a ne recunoaște stările și de a evoca la voință anumite stări de conștiință. Cu alte cuvinte, dacă ni se întâmplă și nouă, da, să mai trecem, să ne enervăm, să mă pun și meditez câteva minute și evoc o stare pe care, o stare benefică și pot să o trăiesc la voință. Ei, mi se părea foarte interesant faptul că există un kit de blenduri emoționale care vine cu anumite astfel de beneficii, cu astfel de stări pe care ți le induce. Da? Adică cumva ziceam, ok, vreau să văd ce știu să fac uleiurile astea, chiar miros uleiul și... Ei, de-aia am făcut acest test, da? Am băgat mâna în cutie, am scos un ulei, l-am dus la nas și timp de 1-2 minute pur și simplu n-am făcut decât să miros din sticluță și să văd ce stare îmi trezește acel ulei. Pentru că deja știam că uleiurile, primul mod în care acționează uleiurile, sunt pe cale emoțională, da? Pentru că uleiurile pe baza simțului mirosului ajung direct la nivelul sistemului limbic și de acolo se controlează secreția de hormoni, ritmul respirator, ritmul cardiac, emoțiile implicit. Și eram foarte curioasă să văd chiar uleiurile astea, chiar blendurile astea emoționale, da? Pot să recunosc ce? Și am stat așa puțin și am zis, ok, am simțit că îmi vine să mă ridic de jos și să acționez, să trec la treabă, să... Și am zis, ok, cum i-aș zice stării ăsteia într-un singur cuvânt? Și m-am gândit așa și am zis, mă simt motivată, motivată să fac ceva. Și am deschis ochii și m-am uitat și eram motivate. Ta-da, mi s-a prins beculețul atunci și am zis, aici este cu adevărat ceva. Evident că le-am luat pe toate la rând și le-am testat. Nu mai intru în detalii, o să regăsiți poveștile pe grup. Însă cu motivate de atunci am avut o relație foarte specială și cu celelalte blenduri de altfel. Dar motivate pentru cei care îl folosesc și îl cunosc este o combinație și pentru cei care nu l-ați folosit e momentul oportun să îl testați acum. Este o combinație absolut delicioasă de citrice, uleiuri mentolate, busuioc, rozmarin, roiniță sau melisa, lemongrass, mentă creață, coriandru, cardamom, o nebunie de uleiuri. Mi le-am și notat aici ca să vi le și zic așa, portocală sălbatică, clementină, lămâie, rozmarin, coriandru, busuioc, mentă creață, lemongrass, vanilie, boabe, cardamom, melisa și absolut de vanilie. Deci nici nu mai știu să le număr câte sunt. E o nebunie de o combinație de uleiuri absolut extraordinare. Și, așa cum am mai spus și la Citrus Spring, uleiurile de citrice sunt cele care vin să ne ridice starea de spirit, să ne dea o stare înălțată de bucurie, de pozitivism, de expansiune, de exact așa cum sunt și fructele de citrice mângâiate de soare și vin cu culorile acelea calde. Pe de altă parte, uleiurile mentolate sunt cele care atât menta creață cât și menta vin și rozmarinul în același timp vin și ne trezesc simțurile și ne dau acea senzație de dincolo de oxigenarea până la nivel celular și ne îmbunătățesc memoria și dar ne deschid către toate posibilitățile și ne mențin treși și atenți. Și apoi vin notele acelea îndulcitoare de vanilie și aromatice, puternic aromatice de melisa și cardamom. Absolut, absolut extraordinară combinația, dar să revenim la numele acestui blend, Motivate. Ne dă acea stare de motivare și încurajare, ne dă
Încredere în sine, pur și simplu. În consecință, pentru că vine în această variantă la 10 ml, în varianta touch, adică gata diluat, numai bun de aplicat, puteți să-l folosiți pe post de parfum, la punctele de puls, pe antebraț, în spate, pe ceafă, pe tâmple, pe frunte, oriunde simțiți nevoia. Dar, oricând folosiți uleiurile, nu uitați să vă puneți și în palmă, frecați palmele, și inhalați, astfel încât să vă bucurați de acel miros. Și în tălpi este un loc foarte bun să vă aplicați în plus acest blend, tocmai pentru că vine cu această stare în care pur și simplu te ajută să te ridici din starea ta de apatie și să acționezi, da? Cu alte cuvinte, să-ți iei viața în propriile mâini. Fie că e vorba de faptul că ți-ai tot propus să mergi la sală pentru că știi că e sănătos pentru tine și numai nu reușești să faci asta. Dă-te cu motivate și înainte de a merge să-ți faci abonamentul, dar apoi și în fiecare zi ca să-ți amintești și să fii motivat să mergi la sală. Și avem testimonial inclusiv pe grup despre modul în care blendul Motivate te ajută în acest sens, în orice direcție. Nu ai curaj să, nu știu, poate să te duci să vorbești cu șeful de la servici sau să abordezi cu cineva o discuție, folosește Motivate. Ai un examen în față, folosește Motivate. Oricând ai nevoie de puțină încurajare, încredere în sine și susținere în acest sens, apelează la Motivate. În același timp, este foarte bun și în caz de disconfort digestiv, aplicat inclusiv pe suprarenale, pentru că Motivate, da? Vine să ne ajute atunci când, nu știu, suntem epuizați din punct de vedere fizic. Este un ulei care ne conferă împăcare, da? Împăcare atunci când suntem, nu știu, într-o stare mai joasă, mai depresivă, mai pur și simplu ne aduce pe linia de plutire, pentru că vine cu toate acele uleiuri înălțătoare și expansive și pline de lumină care te scot din starea aceea. Melisa, de altfel, este uleiul luminii și deloc întâmplător a fost ales și adăugat în acest blend. Cu alte cuvinte, când suferim de orice fel de sentimente joase corelate cu teama, neîncrederea, lipsa de optimism, am vrut să zic pesimismul, da? Cinism, orice fel de sentimente de genul acesta, apelați cu încredere la Motivate. Sau, pur și simplu, când ai o zi mai măhorâtă, mai așa, de felul tău, fie că e norat afară, fie că în sufletul tău e mai norat, folosește Motivate, aplică-l pe tine din belșug și dacă îl ai și în varianta la 5 ml, pune-l și în difuzor, pentru că și dacă ai și, nu știu, lucrezi într-un birou unde se trăgânează lucrurile, pune Motivate în difuzor sau dă-ți colegii cu Motivate, pentru că garantat va crește producția în muncă. Din punct de vedere filozofic, legătura între cele două uleiuri este următoarea. Primăvara, da, este momentul în care natura iese din hibernare, dintr-o anumită inerție, da, și începe să înflorească, să se dezvolte, să se expansioneze. Iar Motivate, la rândul lui, ne scoate dintr-o stare de hibernare, de apatie, da? Și ne pune în mișcare, ne generează sentimente de expansiune, de bucurie, exact cum primăvara face pentru natură. Acest lucru Motivate face la nivel individual pentru fiecare dintre noi. Da, și chiar am putea să le asociem o polaritate yin-yang. Citrus Spring are note mai florale, dulceci, citrice, dar mai dulci, învăluitoare cumva, mai blânde, iar Motivate vine cu o notă solară. Așadar, o variantă minunată de a începe primăvara la modul acesta, bine echilibrați. De altfel, primăvara este momentul când începe energia solară, deja a început, este în creștere și ajungem la echinocțiul de primăvară. Unde va fi în echilibru? Da. Așa, și după care energia solară devine
Un dominantă. Moment foarte bun la echinoxul de primăvară este să folosim chiar ambele variante. Așadar, Bogol numărul 5 vine cu Citrus Spring la 15 ml, un ulei în ediție limitată, motiv pentru care am eu un feeling că va trece, se va duce destul de repede, va fi foarte apreciat. Plătești 28 de euro și primești două produse în valoare de 50 de euro, primești Motivate Touch la această ofertă cadou. Încă o dată o să trecem rapid prin toate cele 5 oferte Bogo Bundle. Mergem aici. Da? Până să vorbim de Bogo Bundle, da? Dacă v-au plăcut toate cele 5 ofertele și o să mergeți pe varianta să le achiziționați pe toate, puneți în chat-ul nouă, iar dacă doar anumite oferte, scrieți. Pentru un, oferta 1, 1, oferta 2, 2 și așa mai departe. Dacă sunt, de exemplu, 1, 2 și 3, scrieți 1,2,3. Hai să vi le și reamintesc. Oferta 1, cumperi Rose Touch și primești Geranium la 15 ml. Oferta 2, cumperi Helichrysum Touch și primești Magnolie Touch. Oferta numărul 3, cumperi Mușețel Roman și primești Northern Escape. Oferta numărul 4, cumperi Boat la 15 ml și primești Purify la 15 ml pentru împrospătare. Și oferta numărul 5, cumperi Citrus Spring, blendul înfloririi și primești Motivate Touch. Da, și eu sunt tare curioasă. 9, 1, 2, 3, 4, 5, aia n-am înțeles. Păi 9 Bogo Bundle și am înțeles. Dublat cu... Da, așa este. Sunt 5 oferte extraordinare și vă recomand să beneficiați de ele. Vă reamintesc încă o dată, din fiecare ofertă puteți maximum 5 pe cont. Deci puteți să vi le puneți pe toate 5 în coș dacă vreți. Maximum 5 din fiecare ofertă. Sau dacă vreți toate cele 5 ofertele, cel mai simplu este să vă puneți în coș Bogo Bundle, exact cum vedeți aici. Plătești 200... Primiți mai multe dacă puneți Bogo Bundle, exact, decât dacă puneți pe rând toate cele 5 oferte. Da? Trebuie să aveți foarte mare grijă că e o diferență. Da, la preț nu este diferență, în sensul că ele adunate tot 268 de euro dau și primiți produse în valoare de 439,25 euro, vedeți ce discount extraordinar, la preț de membru, dar la Bogo Bundle mai primiți cadou acea gentuță extraordinară în care să ne punem touch-urile, în primul rând, cred, nu știu că încă nici eu nu am gentuța asta, dar gentuțele astea niciodată nu sunt prea multe, ne punem în ele și cosmeticele și uleiurile și bijuteriile când mergem la drum și tot ce avem nevoie. Ia uite că unii preferă deja oferta 5. Eu clar o să mi le iau pe toate, este sigur, chiar dacă le am deja aici și chiar vreau să vi le arăt ca să vedeți încă o dată cam cum arată ce o să vă cumpărați. Da? Deci așa arată ce o să vă cumpărați. Din păcate, pe touch-uri nu am pus etichete, pentru că touch-urile îmi stau așa de obicei în baie și așa le și văd, da? Deci Rose Touch, Helichrysum, Abode, Mușețel Roman și Citrus Spring. Cumpărați aceste 5 uleiuri, ține-le tu, te rog, că n-am cum să le țin pe toate, și mai primiți cadou încă aceste 5 uleiuri. Și dacă le luați ca Bogo Bundle, veți primi cadou și gentuța. Întrebarea mea este, puneți un, nu știu ce cifră n-a mai rămas folosită, puneți un 7 încet dacă credeți că merită. Mai ales cei care sunteți mai noi, dar toți cei care încă sunteți alături de noi până la această oră, da, din entuziasm, eu chiar am făcut așa o evaluare pe parcursul prezentărilor și eu am intrat așa cu atâta entuziasm comparat cu câtă blândețe au venit doamnele de după mine și au prezentat atât de frumos toate ofertele. Eu am venit așa ca un copil de la care nu știe, a venit Crăciunul și nu știe de unde să se ducă să se uite la toate cadourile și nu știe pe care să-l deschidă în primul rând. Da, mulțumim o dată pentru prezentarea tuturor ofertelor și, dragii mei, vă reamintesc, ofertele Bogo sunt disponibile începând cu data de 23 februarie. Adică de mâine. Adică de mâine, de la ora 1 noaptea, până în data de 29 februarie, ora 12 noaptea, ora 24. Deci, practic, până la încheierea lunii, dar în limita stocurilor disponibile, ceea ce înseamnă că nu stați pe gânduri.
măcar ofertele despre care știți sigur, sigur, sigur că le vreți, luați-vi-le acum. Iar dacă printre aceste oferte, că tot am vorbit despre statistici și v-ați dat și voi cu părerea, Rose Touch cu geranium și noi credem că va fi în top. Și de știe asemenea, toată lumea și toată Europa de ce. De asemenea, Helichrysum cu magnolia, idem. Pentru că sunt uleiuri foarte căutate și sunt uleiuri prețioase. Părerea mea este că și About cu Purify va fi în top și Citrus Spring cu Motivate, pentru că este bine, acum nu le pot spune pe toate în top, dar dacă vreți să facem așa o top, da, cam în ce ordine, eu aș zice Rose primul, Helichrysum 2, Mușețel Roman vine așa cu putere din spate, pentru că este un ulei foarte căutat. Poate că aș pune, deci, About cu Purify pe locul 3. Cel mai sigur. Deci, dacă aveți oferte pe care le doriți, comandați-vi-le mâine. Nu, da, nu putem ști cu certitudine care se vor epuiza cel mai devreme, pentru că au fost surprize uneori. Și n-are rost să, ca să mă exprim așa plastic, să o lălăiți, da? Ci pur și simplu, dacă v-ați decis că vă doriți anumite oferte, mâine la prima oră le comandați și după aia puteți să stați relaxați tot restul bogului, să urmăriți ce se mai petrece. Să vă ajutați prietenii să beneficieze și ei de ofertele astea, pentru că, uite, văd aici comentarii, eu în seara asta nu dorm, adică noaptea asta. Da, vă înțelegem perfect, pentru că noi am trecut și prin varianta de oferte bogo, care erau în fiecare zi câte ofertă și atunci erau când se terminau la mijlocul zilei. Deci, efectiv, era ofertă pentru o zi și la mijlocul zilei se terminau. Încă o dată, Doterra, oricât încearcă să estimeze, nu are cum să estimeze care sunt preferințele noastre, da? Și cât o să se cumpere din fiecare. Și vă reamintesc, România este în top. România ia 25% din vânzările de bogo la fiecare bogo și bogo-ul acesta, așa cum am văzut aici câteva păreri, este unul dintre cele mai extraordinare bogori de până acum. Așadar, în cei 7 ani de când suntem noi, așa că suntem cu toții extrem de norocoși și binecuvântați că norocul asta ne pune într-o situație pasivă. Apropo, dacă tot ne-am lungit, deschid o paranteză, se spune că un discipol își întreabă maestru: maestre, există noroc? Și maestrul a răspuns: bineînțeles că există. Altfel, cum am putea să explicăm succesul oamenilor pe care nu-i simpatizăm? Da? Rezonați? Bun, deci, încă o dată, nu stați pe gânduri, bucurați-vă de Bogo și ne revedem cu drag și zilele următoare. Dați-le oamenilor, prietenilor voștri, adăugați în grup, invitați în grup și dați-le tec pe această postare. Mulțumim încă o dată tuturor celor care ni s-au alăturat în această seară să ne prezinte atât de frumos promoțiile. Și vă invit să căutați și pe grup după fiecare ulei în parte și să citiți încă multe lucruri în plus despre beneficiile lor. Seară frumoasă și spor la Bogo! Noapte bună!